Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelea în bucătărie, la prăjituri cu camelea și bucate gustoase! Astăzi vom face un fondant pentru bomboane și prăjituri. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelea în bucătărie, la prăjituri cu camelea și bucate gustoase! Astăzi vom face un fondant pentru bomboane și prăjituri. Și aici avem o tigăiță. Și vom face fondantul și ingredientele sunt puține. Vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr. Așa. Glucoză. Aici eu am 7 pătrățele și le-am cântărit și au 31 de grame. Deci 30-31. Deci glucoză cumpărată din magazin. Ia uitați. Așa. Raionul cu zahăr, acolo o găsiți, și vom avea nevoie și de 50 de grame de apă, apoi vom avea nevoie de apă să dăm pe margine la olița noastră unde o să fierbem fondantul și un pensol. Apoi vom mai avea nevoie de un vas, după ce aducem la temperatura de 118 grade, o să punem aici un vas și o să mixăm cu un mixer. Și am să deschid focul. Mai întâi să punem ingredientele. Deci punem 250 de zahăr aici. Glucoza. Și apa. Deci 31 de glucoză și 50 de apă. Și dăm drumul la foc, aici, la ochiul nostru, la foc potrivit. Așa. Și lăsăm să se topească. Eu am și un termometru, dar în momentul când face foarte, foarte, foarte multe beșicuțe așa, atunci este gata, să știți. Așa, și lăsăm așa pe foc. Încercăm să-l facem în direct astăzi, să vedem cum iese. Așa. Și cu pensonașul o să dăm pe margine, așa, să nu avem cristale de zahăr, ca să nu se zaharisească. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Vedeți, are foarte multe beșicuțe deasupra. Să deschidem și să vedem temperatura. Așa. Să vedem până la cât se urcă. Deci până la 100... 18. O lăsăm și este gata. Și dăm așa cu apă peste. Deci vedeți că face foarte, foarte multe beșicuțe. Puteți încerca și într-un pahar cu apă și dacă rămâne biluța întreagă, picătura, atunci este gata. Așa, 111 și lăsăm să fiarbă. Și apoi o să punem totul aici în vas și lăsăm să scadă temperatura până la 50 de grade. 45-50. Și apoi o să mixăm. 113. Deci luați cu o linguriță și puneți într-un pahar cu apă și dacă biluța rămâne întreagă, este gata. Încă nu. Așa. Așa se încearcă zahărul. Mai lăsăm încă un pic și este gata. Și închidem. 114. 15, așa, ia să vedem,
punem în păhăruțul nostru. Vedeți că încep să fie cât mai groase și să rămână întregi biluțele noastre. Nu știu dacă se vede. Ia uitați. Așa. Sunt aici pe fund. Nu știu dacă se văd. Așa. Deci până la 118 lăsăm. 17 și putem da deoparte. Bună ziua, Vasi! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa, și acum închid. Vedeți? Nu știu dacă se vede. A ajuns la 118 și dăm deoparte, închidem. Scot termometrul. Așa. Ia să vă mai arăt așa în apă. Așa, picătura. Trebuie să rămân întregi. Ia uitați. Vedeți? Așa. Vedeți că este groasă. Și acum. Ia uitați pe fund aici. Așa. Vom pune tot acest sirop într-un vas. Aveți mare, mare, mare grijă că este foarte fierbinte. Așa. Și mâine vom face bomboane și o negresă de post. Ia să vedem. Așa. Am să dau deoparte. Deci rămân întregi. Uitați biluțele. Nu știu dacă se văd. Sunt întregi. Așa. Nu trebuie să se dizolve în apă. Și acum. O să dau puțin mai departe. Ia să punem. Am să pun un fund. O să punem termometrul din nou și lăsăm până scade la 50 de grade. Așa. Deci până la 50% mai aproape și apoi vom mixa cu un mixer și se păstrează acest fondant în folie sau în pungi, în folie de plastic sau în borcane, în borcane și le sigilați. Și mâine vom face bomboane fondante cu nucă și apoi o prăjitură de post, am să fac o negresă și o să punem fondant deasupra. Deci asta o să facem mâine. Fondantul trebuie făcut cu o zi, două înainte și după aceea folosit. Și poate fi adăugat în acest fondant aromă, aromă de cacao, aromă de migdale, de vanilie, de rom. O să facem mâine și îl puteți și colora. Așa. Aici avem 70 de grade, deci până ajungem 50-55 de grade și apoi mixăm. Mixăm până o să se facă o pastă albă, groasă și potrivit de moale. Și în momentul când facem bomboanele fondante, îl punem în microunde să se topească sau pe baie de abur, ca să putem băga bomboanele în interior. O să le facem mâine împreună. Așa. Aceasta este glucoza. O găsiți în magazine, la raionul de zahăr. Eu am cumpărat-o din România, acum cât am fost în România. Și mi-am adus câteva tablete, ca să facem de sărbători acum mai multe prăjiturele. Așa.
Și bomboane. Pe canalul meu de YouTube găsiți și aici pe pagină, făcute în direct și anul trecut. Bomboane umplute cu fel de fel de creme și cremă de mentă și cremă de mandarine și cremă de ciocolată. Să vedeți ce bunătate. Și sunt făcute cu lapte praf. Anul acesta vom face cu fondant bomboane. Așa. Ia să vă arăt. Vedeți cum arată? Vedeți cum s-a întărit? Așa să fie când îl puneți între degete, când se răcește. Cam aceasta să fie consistența, dacă nu aveți, să se lipească. Să se lipească pe degete. Așa. Și... Ia uitați. Așa. Și cine nu are termometru? Și-l lăsăm să se răcească încă puțin și începem să-l mixăm. Am să dau deoparte și apa. Așa. Și astăzi pe pagină v-am lăsat rețeta făcută anul trecut în direct cu voi de la Cozonacul de Post. Să încercați, să vedeți ce bun este. Și este foarte simplu. De post cu apă, făină, zahăr și arome. Și am pus pastă de mandarine, făcută cu mandarine și cu zahăr. Și dă un gust foarte bun. Și cu cacao, este făcut în două culori. Să-l încercați, să vedeți ce bunătate. Și mai găsiți aici pe pagină și cozonacul de post făcut cu borș. Am încercat. Să știți că este foarte, foarte bun. Să-l încercați și pe acela. Și mâine vom face negresă, tot așa de post, cu cum se făcea odată. Așa. Eu am făcut negrese și în porții mici, în forme de brioșe. Și cu bombonele pe deasupra, bombonele doar din zahăr. Ia să vedem temperatura. Aici s-a închis. Și să o măsurăm. Așa. Mai lăsăm încă un pic. Să las așa aici alături. Poate se răcește mai repede. Cufundul ține căldura. Așa. Deci are 85 de grade acum. Ia să vedem. Aveam o dreptate că ține căldura fundul, să se răcească mai repede. Așa. Și să mai repetăm ingredientele. Am pus într-o oliță 250 de grame de zahăr, 7 tablete din astea pătrățele, aici a mea are 100 de grame. Deci m-am cântărit 31 de grame a avut glucoza. Cumpărată de la raionul de unde este zahărul și zahărul pentru diabet, tot acolo găsiți. Deci 31 de grame de glucoză, 250 de zahăr și 50 de apă. Și punem pe foc, ajungem să fierbem până la o temperatură de 118 grade sau când face foarte, foarte multe biluțe. Și când luăm cu lingurița și punem în apă, să rămână biluța întreagă, să nu se desfacă, atunci este gata. Sau lăsăm puțin să se răcească și ați văzut, punem între degete și să fie lipicioasă. Și mâine vom pune acest fondant cu puțină nucă, cu arome și apoi îl vom topi, vom adăuga arome. Și cine dorește și colorant, dacă dorește, și vom face aceste bomboane. Apoi vom face și negresa de post. Și vom pune fondantul deasupra. Și vom adăuga cacao și puțin rom. Și vom face negresa de post. Așa, ia să vedem. Încă puțin și este gata. A ajuns la 70 de grade. Și
să mai povestim. Să-mi lăsați un mesaj în comentarii ce ați dori să mai facem în direct. Așa. Și de unde mă urmăriți? Eu sunt din Iași, cine a intrat pentru prima dată acum, și dar locuiesc la Roma. M-am stabilit aici la Roma, dar sunt din Iași și mă duc foarte des și acasă la părinți. Așa, să-i văd. Și pe canalul meu de YouTube găsiți foarte, foarte, foarte multe rețete și dulci și sărate. Se are același nume ca pagina, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și găsiți de la sărmăluțe, ciorbițe, salate, cozonaci, prăjituri, checuri, bomboane de pom, fursecuri, biscuiți, tot ce doriți. Și nu numai, și colinde, o să mă auziți cum vă colind, urături. Eu vă și ur și anul acesta am să vă ur și am să vă colind. Și tratamente pentru păr, tratamente pentru față. Eu toate le-am învățat, să știți, de la bunica mea și de la mama, de la mămica mea. Și le aplic pe mine și tot ce fac pentru mine vă arăt și vouă. M-am hotărât să las în urmă ceva și de aceea am pornit pe acest. Vedeți cum arată? Așa. Din ce în ce scade. Am să duc puțin pe balcon, să se răcească mai repede un minut, cât mai discutăm. Și am să pun aici fundul. Aici am un mixer unde o să batem. Am să dau și glucoza deoparte și după aceea eu am să-l pun în acest fondant în folie până mâine. Îl puteți pune și în punguțe sau în borcane. În borcane sterilizate și capsate bine, bine, bine. Și se păstrează luni. Așa, punem așa aici. Și să mai repetăm o dată ingredientele pentru cine a venit acum. Deci pentru fondant am folosit 250 de grame de zahăr, 30-31 de grame de glucoză și 50 de apă puse pe foc până la 118 grade și îl puteți încerca în momentul când face foarte, foarte, foarte multe bolicine deasupra, picături, așa, și luați cu o linguriță și puneți în păhăruțul cu apă. Dacă picătura se dizolvă, atunci nu este gata, îl mai lăsați să fiarbă. Dar dacă rămâne întreagă și se duce pe fund și rămâne întreagă, atunci este gata. Am o mătușă care făcea și ciubucuri și bomboane din astea făcute ciubuc, tot așa cu zahăr și cu... și îl întindea și îl întindea această compoziție de zahăr fierbinte și o frigea la mânuțe și ieșeau bune, bune și gustoase. Așa, și fondantul îl punem în borcanel până mâine și mâine o să avem nevoie de nucă, de fondant și de arome. Și o să facem și o negresă și o să punem fondant deasupra. Deci pentru negresă o să adăugăm cacao și rom și o să decorăm această negresă cu fondant, o tăiem așa bucățele cu bulețe și punem un fondant pe fiecare pătrățel. Și pentru bomboane o să fel de fel de arome. Și putem și colora acest fondant. Ia să vedem dacă s-a răcit, că afară este foarte frig să nu scadă. Ia uitați. Vedeți? A ajuns la 53 afară. Așa, și am să... scot termometrul și o să mixăm. Acum am să fac puțină gălăgie și o să mixăm. Aproape să se vadă.
Vedeți cum se albește? Încă puțin. Din ce în ce se amestecă mai greu. Este gata. Și acum, vedeți? Îl vom lua cu o paletă. O să iau cu o paletă de lemn. Așa, și îl vom lua cu o palețică de lemn. Ia uitați-l. Și îl punem pe folie transparentă. Sau în borcanele. Așa. Ia uitați cum s-a făcut. Și acesta este fondantul. Ia, tot așa trebuie să iasă, vedeți? Așa. Și el îl puteți pune și în borcane și se menține, așa, luni de zile. În borcan sigilat. Așa, și acum să-l punem pe folie alimentară. Îl punem așa aici. Și mâine o să facem bomboane. Să știți că este încă fierbinte. Așa. Și-l scoatem așa de aici. Și-l punem așa aici. Că este fierbinte, el trebuie frământat un pic și îl mai frământăm așa, se frământă mai bine, așa, încă este fierbinte, așa, nu știu dacă așa, 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 și îl frământăm așa puțin și după aceea îl închidem. Vedeți cum arată? Așa. Și acum îl închidem și îl lăsăm închis, că altfel se întărește. Să fie sigilat bine, că altfel se întărește. Ia uitați-o. Așa. Vedeți? Fondantul. Și mâine o să folosim și o să facem bombonele. Acesta este fondantul. Să știți că este foarte bun, mai ales dacă o să puneți ce arome. Așa. Și am mai făcut și l-am pus și în borcanel, unde se păstrează luni de zile. Și se păstrează mai bine decât vă mulțumesc tuturor din suflet. Ne vedem mâine dimineață. Vă pup! Pupici și multă sănătate vă doresc și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. O zi frumoasă, pe mâine, la revedere, pupici!